Al preasfințiile și preasfinția voastră, iubiți frați preoți, maică stareță, cuvioase maici, dragi părinți, drept slăvitor popor al lui Dumnezeu. Din diferite părți ale țării, venit am la mănăstire pentru a primi în această lume ultima binecuvântare din partea Părintelui Arselie. Ceva din fibra sufletească a fiecăruia a vibrat, s-a miștat și ne-am îndreptat spre Techirghion. Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim aici, să participăm la dumnezeiasca liturghie și la slujba de prohodire. Din cuvântul preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am înțeles care a fost traseul, care a fost pelerinajul prin viață a celui care a fost și rămâne duhovnic prin excelență al neamului românesc. Despre Părintele Arsenie, ca duhovnic, căci este duhovnicul, zic, prin excelență, se pot spune nenumărate lucruri. Cred că fiecare persoană care a trecut prin chilia Părintelui poate da mai înainte de toate mărturie despre ușurarea de povară cu care el a intrat în chilia Părintelui și cât de ușor i-a zburat sufletul după o întâlnire doar de câteva minute cu Părintele. Încerc să spun să dau mărturie, să dăm mărturie aici doar de trei lucruri. Starea de prezență pe care el o cerea și o dădea ca și canon pentru fiecare. Starea de mărturisitor al dreptei credințe și starea de receptivitate a durerilor așezate în mâna inimii Părintelui de către toți cei care au trecut prin chilia cuvioșiei sale. Dumnezeu nu iubește plângăcioșii. Dumnezeu îi are în brațe doar pe luptători. Spunea Părintele adesea celor care se apropiau de dânsul cu inima zdrobită, plângeau, se plângeau și el îi îndemna ca pe lângă cruce să aibă și sabia, ca pe lângă metanii să aibă și curajul mărturisitor, căci mare este smerenia, ea te duce către Dumnezeu și măsoară starea ta duhovnicească. Dar mare este și curajul mărturisitor. Puterea smereniei împreună cu puterea mărturisirii îl îmbracă pe om în puterea crucii și în puterea biruinței și a învierii.
și această stare de luptător. El o așează, Părintele, la inima fiecăruia, pentru că, zice El, Dumnezeu te-a creat, Dumnezeu te-a renăscut prin sângele Său și Dumnezeu te mântuiește în fiecare clipă. Fii așadar luptător. Părintele, dacă dădea un canon celor care treceau prin fața cuvioșiei sale, canonul acesta era să fii, fiule, în stare de prezență. Prezență în fața lui Dumnezeu, căci El te-a creat. Prezență în fața aproapelui, căci ești destinat să-L iubești și să te rogi pentru El. Prezență în fața lumii, căci lumea întreagă ești chemat să o porți în rugăciunile tale către Dumnezeu. Stare de prezență în fața propriei tale conștiințe, care nu trebuie să fie niciodată adormit. Stare de prezență, pentru că în chipul și în inima Părintelui răsunau cuvintele rostite de Dumnezeu încă din Vechiul Testament. Eu sunt viu, voi sunteți vii. Și voia Părintele și cu darul celui de sus a reușit să fie viu în adevăratul sens al cuvântului, să alunge moartea din chipul lui și din chipul celor care își plecau genunchii în fața Părintelui, pentru că dacă nu ești viu, adică nu ești real în orice moment al vieții tale de bucurie sau de suferință, ești un om mort. Iar Dumnezeu, spunea Părintele, mântuiește doar pe cei vii, pe cei care pulsează de viață, pe cei care trăiesc cu adevărat fiecare clipă, pe cei care dăruiesc viață celor din jurul lor. Părintele a manifestat stare de receptivitate pentru durerile oamenilor. De ce v-ați îndreptat atâția spre chiria Părintelui? De-a lungul celor 35 de ani aici, cât s-a zăbovit la mănăstirea dintr-un lemn din Vâlcea, sau în celelalte mănăstiri din Moldova, din Oltenia, din Muntenia. De ce oare? Pentru că oamenii simțeau povara păcatelor, necredinței, disperării pe umerii sufletelor lor și veneau la chilia Părintelui și așezau sufletul lor în căușul mâinii Părintelui și avea Părintele darul să-ți ia sufletul din tine, să-l atingă de sufletul său și pe amândouă să le prezinte în fața tronului Preasfintei Treimi. De aceea, cohorte de arhierei, de stareți și stareți, de preoți, de parohie, demnitari, intelectuali, oameni de stare sau talpa țării, într-un convoi neîntrerupt, ca o cascadă care curgea valul valului, se îndreptau spre chilia Părintelui pentru ca să-și ujureze sufletul. Pentru că Părintele știa un lucru, că trebuie să fie următor Sfântului Pavel, precum Sfântul Pavel este următor lui Hristos, care a spus: veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. A fost un următor al lui Hristos, luând asupra sa povara lumii, pentru că avea pe
pecetea lui Hristos așezată pe sufletul lui. Pecete care, după mărturia Sfântului Simeon, nou teolog, înseamnă să preiei păcatele altora și să le consideri ca ale tale și să plângi pentru ele ca și cum ar fi ale tale, dându-ți chiar sufletul pentru sufletul aproapelui, și prin aceasta ai pecetea lui Hristos în chipul tău. Dumnezeu l-a chemat la sine pe Părintele Arseniu. L-a chemat la sine și ne întrebăm astăzi cum de a fost putință, cu putință, ca o floare atât de frumoasă să o drăslească pe pământul nostru. Cum s-a putut naște și a putut crește un bărbat atât de puternic? Doar mila lui Dumnezeu cunoaște adâncul acestei taine. Noi doar știm că a avut o familie binecuvântată. A avut cei 7 ani de acasă. L-a binecuvântat Dumnezeu să trăiască în strălucita perioadă interbelică. Să-și asume atunci responsabilități administrative în cetatea țării. Prin suferință, cum spune el, a fost trezit prin cei 14 ani de închisoare, înainte de venirea comuniștilor la putere și după așezarea acestora la cârma țării. Și apoi Dumnezeu, și aici poate găsim frânturi din răspunsul de ce a fost așa. Mare acest bărbat, pentru că mergând la Slatina l-a întâlnit pe Părintele Cleopa, mergând la Sihăstria l-a întâlnit pe Părintele Petroniu Tănase, viețuind la Antim a cunoscut bunătatea Părintelui Sofian, trăind la Dintr-un Lemn l-a cunoscut pe cel care anul trecut, pe vremea aceasta, a plecat la cer, pe marele, într-o simplitate și într-o sfințenie, Părintele Teofil Bădoiu. A legat o prietenie mare cu Părintele Gavril de la Zanfira. A cunoscut la Aiud pe Valeriu Gafencu, pe Ioanide, pe Vulcănescu, pe Nichifor Crainic, pe părinții Benedict, pe Părintele Iustin Pârvu și pe alții asemenea ca el. Dumnezeu l-a dăruit neamului românesc pentru ca să-l ajute pe acesta să trăiască clipe de adevăr. Căci unde este adevărul, spunea Părintele acum 3 ani de zile, acolo este biserica. Și biserica este unde este adevărul și unde este ortodoxia. Părintele a plecat la cer. Mulți se întristează, el se bucură, căci s-a împlinit cuvântul pe care l-a rostit cu certitudine în inima sa de atâtea ori: cât dorește cerbul izvoarele apelor, așa te dorește sufletul meu pe tine, Doamne. Aproape 100 de ani a așteptat clipa de ieri de alaltă ieri, și anume să intre în cămara de nuntă, să pătrundă în lumina cea neînserată a veșniciei, să stea la masa cinei celei de taină, să pătrundă nu doar pentru 2 ore, ci pentru veșnicie, în liturghia cea veșnică. Acum, în zările împărăției, îl are alături pe Patriarhul Justinian, care i-a fost ocrotitor, pe Patriarhul Teoctist, care a fost ajutat în clipe de cumpănă de rugăciunea, sfatul și binecuvântarea Părintelui. Îl are alături pe cel care i-a fost foarte mulți ani Părinte, fiul duhovnicesc,
pe marele mitropolit al Ardealului, plecat ca un înainte mergător, precum și părintele Tănase, un alt întâi înainte mergător, căci cum spunea un părintele de la Athos, bătrânii cheamă bătrânii spre împărăția cerurilor. Nouă nu ne mai rămâne decât să zicem o rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, că ni l-ai dăruit atâta vreme. Ai milă de noi, Doamne, și de astăzi înainte, cu harul și cu iubirea Ta de oameni. Amin. Amin.